Sala de sport a școlii gimnaziale numărul 1 din comuna Hârtiești a fost transformată miercuri pentru scurt timp în sală de spectacol. Și asta pentru că aici, cadrele didactice și elevii au pregătit un program artistic dedicat zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Astfel, zeci de steaguri tricolore au fluturat în mâinile copiilor, angrenați în spectacol sau simpli spectatori, pregătiți să aplaude prestațiile bune ale colegilor lor. Ajută-l, Doamne, pe român! Ia-i tu povara grea din spate și din veacuri lungi de suferinți la lin liman din nou îl scoate. Ajută-l, Doamne, că e bun! Înțelep, poet și faur și sub crusta lui de aspre griji el are o inimă de aur. Și știe că pe brațul nostru se sprijină în viitor. Foaie verde, foaie și plumări române măi! Foaie verde, foaie și plumări române, să fim într-un măi, române, românași! Și când vine iarna peste țara mea, își așterne haina fulgilor de nea. Activitatea desfășurată astăzi la școala gimnazială numărul 1 Hârtiești a fost dedicată Zilei Naționale 1 decembrie. Am reușit să ne mobilizăm cu toții, de la mic la mare, și profesori, și părinți, comunitate, autorități locale, și am creat un spectacol cultural artistic deosebit. Scopul nostru a fost să promovăm încă o dată spiritul patriotic și ne folosim de orice ocazie pentru a aminti copiilor că nu trebuie uitați cei care au luptat pentru ca noi să avem pace și libertate în momentul de față. Tot la școala din comuna Hârtiești s-a desfășurat de curând și un concurs de desene, având ca subiect toamna, iar cele mai bune lucrări au fost expuse pe panoul din holul principal, tocmai pentru a putea fi admirate de cei care trec pragul acestei instituții de învățământ.